Vă salut, prieteni, mulțumesc pentru like-uri, mesaje, distribuiri noilor membri ai canalului, salutări și mulțumiri și mergem înainte. În mod special vreau să vă mulțumesc celor care sunteți dinamoviști și mi-a scris o grămadă de mesaje după discuția de ieri cu incidentul petrecut după meciul de la Mioveni și mă bucură. Pentru că mă bucură reacția voastră, pentru că îmi spuneți acolo unii, domne, eu sunt membru de DB, domne, eu sunt suporter din tată în fiu, domne, eu am fost după Dinamo peste tot în țară, indiferent de perioadă, de rezultate, de bine, indiferent că au mai fost zile proaste la Dinamo, dar ca acum n-a mai fost niciodată, cred că, în istorie. Cred că e cea mai proastă perioadă din istoria lui Dinamo. Dar sunt și suporteri adevărați, suporteri care trăiesc pentru Dinamo, care simt pentru Dinamo și care nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în general la Dinamo. Eu am spus-o încă de la început și chiar am vorbit, ați văzut, cu fostul ministru Gerea, care era un important, atunci, nu mai știu acum, un important membru al DDB-ului și am fost un susținător al ideii ăsteia cu DDB-ul, că părea așa cam singura șansă, singura modalitate de a ține echipa în viață. Și a mers, a funcționat. Și am zis, bă, sunt apreciat oamenii ăștia că dau bani din buzunar, că fac ce fac, că ei țin echipa, până la momentul când au început să apară în știri că se bagă la echipă, că impun anumii jucători, că a mai apărut și cu băiatul ăla și a mai spus-o și ieri, că nu și-a luat premiu câștigat în urma unei trageri la sor sau nu știu, că au cumpărat bilete online și așa mai departe. Unii sunt nemulțumiți că s-au înscris cu suma aia, care au dat-o practic din donații. Banii au fost depuși în conturile DDB-ului de către mine, de către tine, de către ăla. Iar asociația a împrumutat clubul, s-a dat la club și am văzut și reacția lor, că spun că s-au înscris la masa credală pentru a avea control în continuare asupra lucrurilor, asupra planului de reorganizare și așa mai departe, și a putea decide în continuare, iar banii care îi vor recupera din banii contribuabililor vor fi investiți în club. Dar într-un club mai sănătos sau mai curat sau mai cum o fi el, numai să rămână un club de primă divizie. Au fost și câteva înjurături, sunt normale, da, nu poți să mulțumești pe toată lumea, dar eu mă mențin părerea că este o lovitură de imagine în sens negativ ceea ce s-a întâmplat cu ăla de la dezbrăcat pe Sorescu. Îmi mențin părerea că DDB-ul trebuiau să fie mai vehemenți, mai să iasă cu un comunicat, cu ceva, să se delimiteze de astfel de specimene. Cu ăla, băiatul ăla, cred că nu minte, că dacă mințea că nu și-a luat mașina și ar fi luat-o, imediat ieșea DDB-ul și spunea, uite, domne, poze, uite aia, i-am dus-o acolo, ia. Deci omul nu minte. Și n-a făcut mai mult tantam, că spune și el, domne, mi-am și luat gândul, dar eu sunt dinamovist, măcar să meargă echipa. Doamne ajută să meargă echipa și eu îmi doresc, uite, ca rapidist, îmi doresc să nu retrogradeze Dinamo. Și am spus-o de-a lungul timpului, de vreo 2 ani de zile, de când au rămas în prima divizie pe o semnătură și n-avea nimic în comun semnătura aia cu meritul sportiv, că ați mai tot spus unii la vremea respectivă, domne, păi mai erau nu știu câte meciuri și făceau nu știu câte puncte. Păi au fost nu știu câte meciuri și au făcut vreo 3 puncte. În ultimile vreo 15 meciuri, nu vreo 5. Așa că hai să fim serioși cu meritul sportiv la Dinamo, că Dinamo e în cap. E în pom și pom în aer. Și sper pentru suporteri și pentru campionatul României, în primul rând, sper ca Dinamo să nu se ducă în B, că dacă se duce în B va fi greu de tot.
Va fi greu de tot să revină, va fi greu de tot cu acoperirea datoriilor, cu palmaresul, cu numele, cu siglă și cu așa mai departe și pierdem un brand. Și așa, nu prea avem. Și atunci să-și rezolve problemele și să reușească Rednic să-i mențină în prima divizie. Cu toate că după ultimele rezultate și de la Clinceni, bă, e cam greu să... Că ziceai atunci, domne, Clinceniu, când era băiatul ăla, prefăcutul, când era antrenor, din momentul când l-a numit, am zis, domne, Clinceniu e prima retrogradată direct. E, uite, Clinceniu în ultimele trei etape face 7 puncte și nu mai poți să zici că Dinamo trebuie să găsească doar o echipă să o bage sub ea în clasament, ca să prindă barajul ăla. Că la baraj cred că Dinamo cu suporteri în spate, cu dacă se joacă și tur-retur, e greu. Chiar și cu lotul ăsta așa, cu rezultatele astea slabe, cred că e greu. Indiferent cine va fi pe locurile alea, pe locul 3-4 în divizia B, chiar dacă va fi Clujul, tot o echipă cu suporteri, tot Petrolul, eu cred că sunt promovați direct. Să vedem acolo. Hermannstadtul, care mai are putere, Universitatea Cluj, dar eu cred că chiar și Universitatea Cluj, dintre echipele alea din divizia B, chiar cu meci jucat pe Cluj Arena, cu mulți suporteri în tribună, cu nu cred că e greu să bată Dinamo într-un joc de baraj, mai ales că vor mai veni jucători. Dacă vor veni jucători, cum au venit trompetele astea acum în ultimul timp, da, s-ar putea să aibă o șansă. Dar e altceva. Divizia A, chiar și jucători slabi de divizia A pot face față cu brio în divizia B. E alt ritm de joc, altă agresivitate. Deci se întâmplă așa cât o minune, odată la cum s-a întâmplat anul trecut, odată la 10 ani, mai bat și ăia de divizia B. Dar sunt cazuri izolate și foarte rare. Și atunci Dinamo trebuie să găsească acum două echipe să le bage mai jos ca să prindă locul de baraj. Pentru că Clinceniu sunt în revenire. Și cu investitorul ăsta nou, cu antrenor nou, care de data asta e antrenor, nu numai posesor de licență, și cu niște transferuri că vor fi bani, din câte am înțeles, Clinceniu e foarte aproape de Dinamo. Și atunci e mai grea misiunea lui Rednic. De-aia spun și am spus-o de la bun început că obiectivul lui Dinamo ar trebui să fie prinderea unui loc de baraj. După aceea că merg lucrurile și pe final acolo leagă 2-3 victorii și urcă, bravo lor să fie. Dar în momentul de față e greu să găsești două echipe mai slabe decât Dinamo. E greu. Și atunci, dacă vor retrograda, am văzut că vor pleca iar 7-8 jucători, vor veni alții, nu știu, nici instabilitatea asta la nivelul lotului nu e bună. Dar acum ești forțat să aduci niște jucători cu experiență, să aduci niște jucători care sunt în formă, să aduci niște jucători care au jucat în ultimele 6 luni, pentru că e cuțitul la os. E groasă treaba. Înainte să mai făceau mai o șmecherie, mai un comision, mai hai că merge. Că unde luai 5-6, intra și o trompetă. E, acum trebuie să iei 5-10 și să fie cam bunicei toți și să joace. Adică nu cred că mai merge pe comisioane, pe recomandări și așa mai departe, că te duci la divizia B. Și dacă te-ai dus la B, cred că o să fie greu să urci înapoi. Vedem și cu echipa națională, cu Dinamo, cam atât că n-ai ce să, din păcate, Dinamo este echipa cea mai mediatizată, dar pe lucruri extra fotbalistice. Pă ce fac ea în tribună, ce face DDB-ul, scandalul Rednic cu nu știu ce jucători, rezilierea lui nu știu care nu vrea să plece, adică de fotbal nu prea mai vorbești de Dinamo, despre Dinamo. Și atunci e nasol. Eu înțeleg, am prieteni dinamoviști
câțiva, nu mulți, că nu mă suportă mulți dinamoviști. Sper acum la Survivor să mă susțină mai mulți dinamoviști, că o să fiu îmbrăcat în roșu. Culoarea tribului este roșu. Eu mi-am ales o altă culoare, că este culoarea tribului și pe urmă fiecare cu culoarea lui, care va fi pe toată durata competiției. O să vă prezint și tricoul de concurs cât de curând, dar deocamdată vorbim de fotbal. Deci fiind roșu culoarea tribului, mă puteți susține văzând așa un susținător de la distanța lui Dinamo, chiar am fost. Chiar dacă am fost dur uneori, dar pe realitate, pe corectitudine și drept dovadă mesajele voastre de apreciere. Așa că vă mulțumesc frumos. Dinamo iese în față cu scandaluri, atât. Fotbalistic nu prea. Și atunci, hai să așteptăm poate ultima etapă câștigă și să spunem că pleacă așa, că ultima impresie contează și pleacă liniștiți în vacanță. Vedem și la echipa națională și nu știu dacă am avut dreptate sau nu, dar sau că am sucit lucrurile, pentru că finanțatorul de acolo nu ar mai și împreună cu președintele Balaș. Nu mai sunt de acord să lase pe Dan Petrescu fără să plece dacă nu achită federația clauză care e 400.000 de euro, 400.000 de euro care sunt bani mulți pentru o federație care stă nasol cu banii. Și atunci cred că dacă nu se va concretiza varianta cu Dan Petrescu, Mutu va fi nou selecționer al României. Rapid, vedem că tot apar ba zvonuri, ba pe surse, ba stai să vedem ce va fi de Iosif. Eu am spus-o și cu Iosif, cum am spus și de Dinamo. Bă, eu sunt un susținător al lui Iosif. Cred că a făcut din echipa asta mult mai mult decât s-așteptau și cei mai înfocați suporteri. Mult, mult mai mult. Are puncte mai multe. 36 cu 2 ăsta, firul. Nu prea, asta e geamănul 36-1. Are puncte mult mai multe decât cred că s-ar fi așteptat mulți suporteri sau marea majoritate a suporterilor și cred că și mulți de prin conducere după acolo. Văd variante cu Bogdan Andone, cu Maftei, cu hai că poate pierde meciul cu Botoșanu și îl dăm afară. Cred că ar fi o greșeală, pentru că obiectivul declarat și l-am văzut pe președinte, pe patron, pe toată lumea, i-am văzut declarând că obiectivul principal este salvarea de la retrogradare. Păi și atunci cum să-l dai afară pe Iosif, care e pe locul 5-6-7? Și chiar dacă pierde cu Botoșanu, mai mult de locul 10 nu cade în clasament, mai jos. Și atunci care ar fi motivul să-l dai afară? Ai acceptat că n-are licență, ai știut că n-are licență, ai trecut peste perioada aia, acum văd că se mai ridică, mai zice câte ceva. Ce naiba motiv să ai acum să-l dai afară? Chiar dacă pierde cu Botoșanu. Nu cred că ar fi motiv, dar știți cum e. Motive la fotbal se găsesc întotdeauna. Dacă vrea conducerea, îți găsește un motiv și te dă afară. Eu cred că ar fi o greșeală, îmi mențin părerea, punctele și jocul câteodată îi dau dreptate și îi țin spatele lui Iosif și hai să nu uităm ce lot are la dispoziție Iosif. Că adică dacă aveai un lot cum are FCSB-ul, bă, ziceai, bă, păi are soluții, păi uite, are și tineri mulți, bă, are și jucători de echipă națională, are cam de toate. Sunt dubluri pe posturi. Ei, la Rapid nu poți să zici treaba asta. Nici că are dubluri pe posturi, nici că ăia tinerii sunt de rup gura târgului, nu poți să zici mai nimic de dublu. Ai 7-8 fotbaliști buni, foarte buni, cu experiență echipă națională sau experiență la nivelul diviziei A, dar ai cam atât. Pe bancă n-ai pe nimeni,
jucătorul ăla tânăr sau oia tineri, iar nu prea ai, și așa mai departe. Mai apar suspendări, accidentări și alte probleme de efectiv. Nu prea ai cu cine să joci și improvize. Și multe meciuri Iosif va improviza. De-aia și zic că, bă, acum cât ar fi el de antipatic sau de simpatic pentru unii. Sau, bă, a făcut mult. A făcut mult spre foarte mult. A scos mai mult decât s-a așteptat și el, cred. Și de-aia spun că aud zvonurile cu numirea lui, numirea altui antrenor în locul lui Iosif și e pe oboseală și de nemâncare și de oboseală și cred că, bă, cred că ar fi o prostie și ar fi o greșeală, dar vom vedea. Voi veți vedea mai mult ca mine că eu mă duc pe drumul meu, pe insula pustie în Republica Dominicană, dar voi veți urmări și sunt convins că îmi veți scrie mesaje și veți fi atent la desfășurarea lucrurilor. Nu cred nici în varianta cu Iosif antrenor principal și să vină cineva director tehnic. Adică ar fi o umilință, să tot zvonește în ultimul timp și am mai auzit și din interior de acolo. Cred că ar fi o umilință și nu cred că ar accepta. În primul rând, eu nu cred că Iosif ar accepta să vină un director tehnic. Nu ar accepta, pentru că dacă vine director tehnic, tu automat ești în acte principal, dar ești un fel de secund. Și ăla e principal, ăla decide, ăla face tot. Și atunci, cât de mult iubește Iosif Rapidu și spune că iubește, nu cred că și a spus el într-o declarație, domne, pentru Rapid aș face orice. Nu cred că ar accepta acest lucru. Indiferent, cred că poate să vină și Mircea Lucescu, antrenor principal, cred că director tehnic, nu cred că Iosif ar rămâne alături de Mircea Lucescu, chiar dacă Mircea Lucescu e un monument, o statuie, un Dumnezeu al fotbalului românesc și ar avea enorm de mult, adică ar avea foarte, foarte mult de învățat de la Mircea Lucescu. Adică, cred că mai degrabă o vede ca pe o retrogradare decât ca șansa de a colabora cu cel mai mare antrenor român. Cum nu este cazul domnului Lucescu, nu cred că dacă vine oricine altcineva, Iosif va aștepta să rămână un papițoi pe acolo fără nicio putere de decizie. Practic, să rămână doar cu numele, iar altul să conducă tot, să conducă destinele echipei, să facă antrenamente, să facă schimbări, să facă absolut tot. Că nu cred că poți să-l ții pe Iosif să-i zici, Iosif, fă și tu, pune 4 copete acolo, să facem un careu. Nu cred că ar accepta din antrenor principal, cu rezultate, să devină un secund, chiar dacă este vorba de Rapid. Dar aici e vorba de decizie, de om, de persoană și nu poți să știi nici cum gândește omul, nici ce vrea să facă. Dar eu repet și sper să cei din conducerea clubului să fie de acord cu mine că îndepărtarea lui Iosif în momentul de față, indiferent ce se întâmplă la meciul cu Botoșani, ar fi o greșeală. Și ar fi o greșeală mare și nimeni nu-ți garantează că dacă aduci un alt antrenor, echipa va avea cel puțin aceleași rezultate, nu mai bune, cel puțin la fel. Și atunci, fiind în obiectiv, în relații bune cu vestiarul, rezultate a avut, că echipa pe locul 6, 5, 6, 7 acolo tot timpul, nu cred că ai motive tu ca și conducăreț sau conducător să-l schimbi. Dar poate dacă îl schimbă pe Iosif, o să-mi răspundă și mie la telefon. Chiar sunt curios că nu o să mai aibă ce să facă dacă o să-mi răspundă la cele 15 mesaje care i le-am trimis de-a lungul timpului. Sună-mă mâine, nu, stai după pauza asta, da, stai acum că am ceva de rezolvat și vorbim în 3 zile și tot așa. Dar
Doamne ajută, să-i meargă bine. Ne vedem și după meciul Rapidului, că așa a fost și am fost obișnuiți. Sperăm să vorbim după victorie, cu toate că va fi foarte, foarte greu, pentru că sunt foarte mulți absenți. Dar în fotbal orice este posibil. Protejați-vă, faceți sport, susțineți faimoșii și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că pe mine m-a văzut cineva. V-am pupat și vă mulțumesc!